Frumoasă, mândră, stea, scăldată nouă și în soare, ești când de dor, Moldova mea. Plaina ta, Moldova dragă, ești luminoasă, mândră, stea, scăldată nouă și în soare, ești când de dor, Moldova mea. Ești când ador Moldova mea. Și la aceeași temă, de frumusețea plaiului, satul meu. Deci fiecare se mândrește cu satul lui, eu mă mândresc cu satul meu, Saharda Nouă, Rezina. Satul meu. Sate, sat cu oameni gospodari mari, unde orice om, mi frate, sărbători și doruri mari mari. Unde-i bolta mai albastră, unde am crescut și eu mai. Unde-i casa părintească, eu cu drag revin mereu mai. Satul meu, grădină-n floare, ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Satul meu, grădină-n floare, ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Sat frumos ca alte sate, apă sfântă de izvor, mă, cu amintiri nenumărate, eu mă-ntorc cuprins de dor, mă. Dor de văile mistrene, oglindite-n rugul toamnei, de meleaguri săhărmene și de graiul dulcea mamei. Satul meu, grădină-n floare, ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Satul meu, grădină-n floare, ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Am uitat cum o cheam, l-o prezentat, am uitat. Satul meu, grădină-n floare, ești o sfântă sărbătoare, vatra cea de veșnicie, dulcea mea copilărie. Mă bucur, mulțumesc! Mulțumesc, maestru! Aplauze pentru băieți Saveli Cojocaru. Așa îl cheamă, Saveli Cojocaru. Vă mulțumim, mulțumim. Noi deja intră în dispoziția noastră care vrem să o redăm. Vă mulțumim pentru susținere. Până începem noi evenimentul principal care astăzi noi vrem să vă-l propunem, mai avem careva evoluări. Verde, ecologist. Autohtoni, băieți, tineri, fete și eu inclusiv. Vreau să-l invit pe un flăcău frumos și tiner, îl cheamă, el tot e cantautor, Denis Răileanu! Hai, bucură-ne! Da, bună seara la toată lumea și eu vin următoarele
melodii. Eu doar pe tine te-am ales să fim alături viața toată. Îți sorb iubită ochii tăi și gura ta înmirezmată. Și corpul tău cu dulci răpăi seducător ca niciodată. Amore mio, te voi cânta. Să fim pe căi îndepărtate, să mă aștepți în preajma ta, mereu voi fi aproape. Femei mai multe-n cale ies, lumea asta zbuciumată, dar dintre toate te-am ales să te iubesc eu viața toată. Amore mio, te voi cânta. Să
se chinuiește, ța, ța, ța. Mărăiță cu puiorul, ța, ța, ța. Și morarul duce dorul, ța, ța, ța. Că s-a plincat și bujorii. Vremea trece, vremea vine și nu se oprește de la mine. De s-ar duce iar în vale, am să-i cu noaptea trâncale. Poate piatra-i rupt pe roată, păi să noapteze și la mor odată. Roata mori se învărtește, ța, ța, ța. Inima se chinuiește, ța, ța, ța. Mărărință cu puiorul, ța, ța, ța. Și morarul-i duce dorul, ța, ța, ța. Mulțumesc! Încă o dată vă salutăm! Bună seara, dragi chișinăuieni! Vă salut pe Partidul Verde Ecologist! Nu venim cu logici politice. Astăzi vrem să inițiem un program foarte important pentru noi toți și pentru fiecare în parte. Vrem să inițiem un program de dezbateri la capitolul protecției mediului, la capitolul ocrotirii naturii, la capitolul păstrării curățenii și la capitolul tot ce se referă important pentru viața noastră. Vreau să dau cuvântul profesorului universitar, doctorului în sociologie, domnul Dumbraveanu Andrei. Aplauze, vă rog! Mulțumesc! Stimații noștri, vă spunem bine că ați venit, treceți pe aici, nu sunteți indiferenți, muzica totdeauna atrage. Această suită de manifestări pe care o organizează organizația, iarăși o tautologie, organizația municipală Chișinău a Partidului Verde Ecologist din Moldova, vine să completeze, de fapt, un gol care este lipsa de informații de mediu. Un gol care s-ar părea că în aceste zile, când avem atâtea surse, Facebook, rețele sociale, avem televiziune, avem aparate de radio, telefonia mobilă de care nu ne despărțim nici ziua, nici noaptea, s-ar părea că unde, ce înseamnă gol de informație? Ba da, există gol de informație în ceea ce privește starea mediului, în ceea ce privește ce mâncăm noi, în ceea ce privește starea noastră de sănătate, pentru că atunci când spunem un mediu sănătos, noi trebuie să înțelegem un corp sănătos, noi trebuie să înțelegem o minte sănătoasă, noi trebuie să înțelegem un om sănătos. Iată anume lucrurile care se întâmplă în toată ziua cu noi, timp de un an de zile, mai mult chiar de un an, de prin ianuarie
2020. Iată, a trecut mai mult de un an jumate, cu această stare de epidemică, pandemică la nivel planetar. Această stare ne dovedește că ceva nu-i sănătos în mediu mai întâi. Și apoi din mediu s-a transformat la om. Deci, haideți să vedem, partidul și-a propus să facem aceste întâlniri, să compensăm această lipsă de informație. Și lipsa de informație ar însemna să ne adunăm din când în când, adică în fiecare duminică. Sperăm că lucrurile se vor mai ameliora în privința stării de sănătate în societate, dar pentru asta noi trebuie să respectăm în primul rând și ar fi bine să păstrăm distanța între noi, să punem măștile și în piață, și în oraș, și acasă când îi prepărăsim casa, pentru că virusul încă n-a plecat. Și dacă vrem ca el să plece, noi trebuie să creăm starea asta în societate, ca virusul să plece și să ne simțim liberi. Noi încă nu suntem liberi. Noi zicem că suntem liberi și vrem libertăți. Libertăți fără responsabilități nu pot fi. Deci virusul va pleca atunci când noi nu-i vom da voie să se cuibărească în noi. Dar pentru asta trebuie să respectăm legile exacte în lupta cu virusul. Spuneam că avem nevoie de educație fiecare. E greu să faci educație fără informații. E greu să faci educație atunci când nu vrei să o faci și nu vrei să participi la această educație. Pentru că educația nu se face din cuvinte, educația se face prin fapte. O temă de care nu putem să ne îndepărtăm în toată ziua, noi, oamenii din municipiul Chișinău, din Republica Moldova, din regiunea, din țara în care trăim, nu este problema ceea ce producem noi. Pe lângă faptul că producem în fiecare zi bunuri materiale, noi mai producem și deșeuri. Iată, despre asta ar fi bine și despre asta pornim discuția și dezbaterile noastre. Deșeurile. Deșeurile care ne înconjoară, adică gunoaiele. Ele sunt de tot felul. Noi ar trebui să vorbim azi de gunoaiele menajere, de cei ce produce omul acasă la bucătărie. Fiecare de noi, fie că la țară, fie că la oraș. La oraș se simte lucrul ăsta cel mai bine. Un orașan produce anual circa un metru cub, o tonă de deșeuri. Ce facem cu el? S-ar părea că le ducem undeva. Le ducem la țânțăreni, le ducem la ghidighici, nu știu unde, niște cariere. Dar ele tot s-adună. Ca să nu se adune atât de multe, noi trebuie să fim conștienți cât consumăm și ce aruncăm la gunoi din ceea ce consumăm. Cum aruncăm la gunoi? Nu mai poate fi ceea ce a fost până acum. Tot într-o căldare am aruncat, am dus la lada de gunoi de lângă bloc și de acolo se duce la gunoi ăștia orașului. Gata, a trecut această practică. Se cere o selecție preventivă a gunoaielor. De acasă, pe compartimente, așa cum se face în toată lumea. Și am avut sute de proiecte de acestea. Și cu ce s-a terminat? S-a terminat că nu am schimbat nimic. Nu am schimbat nimic pentru că nu vrem noi să schimbăm și nu vor să schimbe cei de sus. Cu problema gunoaielor, de fapt, pornește nu numai gunoaiele materiale, nu numai gunoaiele care le facem. Acele gunoaie
pun amprenta și ne formează comportamentul nostru și felul de a fi. Gunoaiele naturale produc gunoaie sociale. Gunoaiele materiale care le producem noi produc nu numai murdărie în jurul nostru, nu numai murdărie materială, dar și murdărie spirituală. Iată, despre asta trebuie să vorbim totdeauna, pentru că nu e mai periculos nimic decât murdăria spirituală. Astăzi intră în campanie electorală foarte, foarte multe formațiuni politice. Noi am zis că nu vorbim azi de politică și, în genere, ecologiștii preferă o singură politică, sănătatea mediului. Sănătatea mediului și sănătatea societății sunt legate între ele. Însă, nu poate fi o stare de sănătate în societate fără o stare de sănătate a mediului. Și atunci iarăși ne întoarcem la aceste gunoaie. Ne întoarcem la gunoaiele din societate. Ne întoarcem la cei care astăzi vorbeam de politică, ne întoarcem la cei care se intră în politică. Sunt ei curați sau sunt murdari? Dacă sunt murdari, atunci trebuie să-i deosebim, să-i vedem cum. Toți cei mai murdari la suflet îmbracă haine curate și vin cu prăjina înainte să spună că ei sunt cei mai curați. Uitați-vă ce se întâmplă cu știrile false. Uitați-vă ce se întâmplă cu minciuna care pătrunde zi de zi în casele noastre. Avem impresia că trăim numai în minciună. Eu unul mi-e silă să deschid azi televizorul. Pentru că știu că îndată ce apar mese rotunde, la aceste mese rotunde vor apărea și minciuni. Vor apărea oameni murdari care lansează aceste minciuni, pentru că ei au interesul să promoveze gunoaiele. Ei au interesul ca în aceste lume murdare să se îmbogățească, să trăiască bine, ceea ce este imposibil. Nu putem trăi bine atunci când trăim din nevoile altora. Nu putem trăi bine atunci când furăm. Nu putem trăi bine atunci când călărim minciuna. Călare pe minciună departe nu ajungem. De asta cred că ceea ce am declanșat astăzi aici își va găsi în viitor, în săptămânile următoare, duminicile următoare, o dezvoltare. Și eu cred că împreună cu domnul Cipotaru, cu echipa de artiști, cu toți cei care vor să facă această lume curată să fie, această lume să fie veselă, dar și responsabilă de ceea ce face, dar și responsabilă de sănătatea ei proprie, va fi atrasă tot mai mult. Vă ofer microfonul, domnul Cipotaru, în continuare să atragem tot mai multă lume. Dar păstrăm distanța socială. Mulțumim, domn profesor Străiț! Ați vorbit foarte, foarte lucruri importante pentru noi și cred că care au auzit sau pătruns cu problema care o aveam. Legem. Încă o dată vă salutăm. Bună seara, Chișinău! Bună seara, Scoarul Europa! Bună seara la toată lumea! Vă invităm să veniți mai aproape, care vor să asculte măcar niște cântece frumoase care le interpretăm noi, artiștii, și nu în ultimul rând, artiștii tinerei. O să deam de jumătate de oră, mai discurs mă tare a fost 20 minute. De la nivelul ăsta se văd totul. Eu arhitecta și eu știu.
Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. More than join the band.